Salut! Eu sunt Camelia, bine ați revenit în bucătăria gătesteușor.ro. Astăzi vă voi arăta cum să faceți nachos cu sos de brânză. Pentru nachos vom folosi 350 de grame de mălai, 300 de ml de apă, 100 de grame de făină și o linguriță de sare. Pentru sosul de brânză am aici 100 de grame de brânză rasă, de tip cașcaval, 250 de ml de lapte, 30 de grame de unt, 15 grame de făină, un pic de piper, o linguriță de muștar Dijon și o linguriță de sare. Voi începe prin a face nachos, pentru asta voi adăuga peste mălai, făina, sarea, voi amesteca totul foarte bine și voi începe să adaug apă. Aluatul pentru nachos este gata, ați văzut cât de ușor s-a făcut. Acum voi pune jumătate din el pe această folie de plastic, voi pune cealaltă folie de plastic deasupra și îl voi întinde într-o foaie subțire cam de 0,5 cm. Am terminat de rulat prima foaie de aluat, acum voi desface folia de plastic și voi tăia aluatul în pătrate și apoi în triunghiuri. Am terminat de format nachos și acum îi voi prăji pe ambele părți în ulei încins până se rumenesc. Acum că am terminat de făcut nachos, voi face sosul de brânză. Voi pune untul în această crăticioară și îl voi topi la foc mic pe aragaz. Acum că untul s-a topit, voi adăuga făina și sarea, voi amesteca totul foarte bine și apoi voi stinge cu lapte.
Am lăsat laptele să clocotească un pic împreună cu făina, s-a îngroșat, acum voi adăuga muștarul, voi amesteca bine, voi adăuga brânza și voi condimenta cu piper și voi lăsa sosul până când brânza se topește. Nachos cu brânză sunt gata! Sper că v-a plăcut rețeta mea și dacă da, vă invit să mă urmăriți pe Facebook și să dați subscribe canalului meu de YouTube Gătește Ușor. Vă urez poftă bună! Pa, pa!